Astăzi, 11 februarie, într-o vizită de lucru la Soroca, s-a aflat ministrul apărării, Victor Gaiciuc. Aici, oficialul s-a întâlnit cu președintele raionului Veceaslav Rusnak. Vizita oficialului vine în contextul vizitelor în teritoriu a membrilor guvernului în scopul consolidării relațiilor dintre autoritățile administrației publice centrale și cetățeni, precum și soluționării operative a problemelor cu care se confruntă societatea. Principalele subiecte abordate în cadrul întrunirii au vizat problemele construcției podului peste râul Nistru, construcția unei stații de epurare și redeschiderea secției de înmatriculare a transportului și calificarea conducătorilor auto Soroca. Vizita a continuat cu întâlnirea președinților organizațiilor de veterani din Afganistan, din Transnistria și a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. La finele vizitei, ministrul a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și complexul memorial. În continuare, ministrul a vizitat mai multe subdiviziuni din municipiul Soroca, cum ar fi secția administrativ-militară și instituția militară.